Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 2 ianuarie. Vor apărea schimbări în modul în care voi opera pe YouTube. Horoscopul zilei va merge în continuare. Va exista horoscopul lunii pe Vimeo. Horoscopul săptămânii va dispărea și voi încerca, în măsura în care se poate uman, în fiecare zi să vin cu câte o pilulă informațională, cu câte o filmare. Deci voi încerca să fac acest lucru, să vă aduc informații zilnice suplimentare. Așa încât astăzi, 2 ianuarie, să vedem ce se întâmplă în primul weekend din anul 2021. Iar ca noutate, nu va mai exista horoscopul de weekend, va fi horoscopul zilei pentru fiecare zi, de luni până duminică, de luni până duminică. Ok, hai să vedem astăzi, 2 ianuarie, Marea Trină este pe cer. Ne susține foarte mult pe toți, pe secțiunea afirmării personale, iubire, relația cu străinătatea, relația cu drumurile și călătorii. Voi începe cu semnul zodiacal al berbecului și astăzi îmi propun să vorbesc despre punctele forte ale hărții, pentru că vreau și astăzi și mâine să avem un tonus bun, să pășim cu dreptul în anul nou și informațiile să fie cât mai pozitive, pentru că știi cum e, cum începi, așa continuă călătoria. Așadar, berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului, foarte multă energie. Dacă Marte, planeta guvernatoare a zodiei tale, era stresat din toate părțile în ultima perioadă, uite că acum primește susținere și din partea planetei intuiției, și din partea planetei iubirii și a banilor. Deci astăzi ești în mare formă și poți să te gândești la niște soluții pentru a face bani sau pentru a rezolva o problemă de iubire. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Astăzi, discuțiile cu o persoană mai în vârstă, cu o rudă, cu un șef, cu un colaborator, dar mai în vârstă decât tine, sunt profitabile. Îți aduc plus valoare, plus cunoaștere și chiar dacă este sâmbătă, chiar dacă este weekend, Taurul nu se odihnește și nu doarme. Taurul se updatează informațional în vederea punerii în practică săptămâna viitoare a ideilor care vin acum în weekend. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemenilor. Astăzi, sâmbătă, discuțiile cu o femeie sunt foarte productive. O zi de sâmbătă în care planifici, în care organizezi și s-ar putea ca o vizită venită pe neașteptate să te pună la curent cu niște bârfe despre un prieten. Ai grijă ce vorbești, ca să nu se întoarcă împotriva ta. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului. Racul s-ar putea trezi privind pe fereastră meditativ astăzi și să-și dorească să facă ceva distractiv. Dar, din păcate, s-ar putea ca în această sâmbătă să ai de rezolvat niște lucruri sau să faci niște activități care nu ar fi neapărat prima ta opțiune. Totuși, trebuie și aceste lucruri făcute, nu mai pot fi amânate și ai să vezi că dacă soliciți ajutorul și sprijinul prietenilor, aceștia vor sări imediat să-ți găsească soluții, așa încât o situație complicată și greu de înțeles se rezolvă mult mai repede decât îți imaginezi. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leului. Astăzi vei fi exuberant.
Vei dori să te distrezi, vei fi sufletul petrecerii, vei motiva prietenii și vei aduce zâmbetul pe chipul celor din jur. Starea ta de spirit va detensiona atmosfera. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Astăzi, fecioara discută cu rudele, cu copiii, cu prietenii. Și din aceste discuții poți să descoperi niște soluții foarte bune la niște probleme legate de hârtii, acte și documente. Balanță, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Astăzi balanța este mai mult decât productivă, în sensul că ai foarte multă energie. Și ai să-ți focalizezi această energie mai ales pe activități domestice. Poate faci curat după noaptea de anul nou, poate gătești, poate te implici în niște activități domestice legate de ordine și organizare. Nu-i nevoie să-ți strici toată ziua cu asta. Câteva minute transmit semnalul Universului că ești acolo și vrei să faci ordine și în viața ta, și în lucrurile tale, și în relațiile tale. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Astăzi, relația cu persoanele mai tinere este excelentă. Energia lor te dinamizează, iar modul în care ei privesc viața îți aduce o nouă perspectivă a propriei tale situații. Este o zi în care un tânăr, o tânără te ajută să rezolvi ceva important legat de aparatură electronică sau computere. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Graba strică treaba, încearcă astăzi să iei lucrurile cât mai încet, cu putință, cât mai un tempo, cât mai relaxat. Și este o zi în care e important să te ocupi de tine, să ai grijă de propriul corp. Delectează-te cu o baie cu spumă, delectează-te de o cremă plăcută, delectează-te cu parfumuri, cu mirosuri frumoase. Este vorba despre a-ți onora corpul astăzi. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Vești bune de la drum. O persoană de peste hotare fie îți trimite cu întârziere un cadou, fie îți acordă un împrumut, fie ia hotărârea să te ajute cu o activitate pe care o faci. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Astăzi este o zi în care cei mici, cei tineri, copiii îți aduc multă bucurie. Te distrezi alături de persoanele tinere care animă atmosfera și îți reamintești de propria-ți copilărie. Este o zi în care poți primi noutăți și vești bune de la prieteni aflați peste hotare. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. În acest zi, peștii au foarte multă intuiție, iar această intuiție poate fi foarte bine utilizată în zona organizatorică. Chiar dacă este sâmbătă, chiar dacă este weekend, este o zi în care poți să îți faci planuri și să-ți faci agenda săptămânii viitoare, astfel încât ceea ce hotărăști și ceea ce decizi azi să fie pus în practică cu multă eficiență în următoarele zile. Este o zi în care peștii conectează foarte bine, se conectează la vibe-ul și energia celor din jur și poți să-i îndrumi, să-i sprijini, să-i susții emoțional în deciziile pe care aceste persoane le au de luat.
Dragii mei, acestea au fost previziunile zilei de sâmbătă, prima sâmbătă din 2021. Vă doresc să vă bucurați de acest weekend. Nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să fiți la curent cu următoarele mele postări și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!